Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Cuvinte din Tăceri. Invitatul emisiunii de astăzi este domnișoara Laura Vasiliu. Bine ați venit la Buzău! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Prevăd o emisiune în care o să stăm de vorbă despre teatru, despre film, dar și despre viață, cu un actor tânăr care are deschise acum toate orizonturile și profesionale, dar și de viață. Pentru început, toată lumea vă cunoaște de la filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a lui Cristian Mungiu. V-ați născut pe 25 ianuarie 1976 la Piatra Neamț în România, bineînțeles. Sunteți din Moldova. Contează lucrul ăsta pentru formarea dumneavoastră? Cred că da, adică în general moldovenii sunt un pic mai interiorizați și asta nu e neapărat ceva rău pentru meseria mea, în sensul că poate uneori săpăm mai adânc în noi înșine ca să putem să ne facem profesia cât mai bine. Să spun așa un pic, filmele în care ați jucat, poate că asta e cel mai indicat, după cum am spus, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în regia lui Cristian Mungiu, care ne-a adus nou renumitul premiu de la Cannes Palm d'Or în anul 2007. Au fost 3 premii la Cannes, de fapt, premiul internațional al criticii, tot la Cannes, tot în 2007, marele premiu cel mai bun film al anului, premiat la Festivalul de Film de la San Sebastian, și lista continuă cu foarte multe premii, premiul Administrației Naționale a Educației în Franța, Asociația Criticilor de Film din Los Angeles, cel mai bun film străin, premiul pentru cel mai bun film al anului, Asociația Criticilor de Film Flamanzi, în Toronto, văd, publicațiile Times și Sunday Times, cel mai bun film al anului, Federația Internațională a Criticilor de Film pentru cele mai bune actrițe, Ana Maria și Laura Vasiliu. Cum ați făcut față succesului? Destul de greu, adică te bucuri mult, mult, mult la început și după aia trebuie să lupți cu asta, pentru că oamenii au tendința de a te eticheta și a avea prejudecăți în privința ta. Și e greu să le dărâmi aceste prejudecăți. Mă refer în profesie. De ce a ales Cristian Mungiu pe Laura Vasiliu în acest rol? Trebuie să-l întrebați pe el. Cred că pentru că personajul din film avea o anumită vulnerabilitate și o anumită neputință pe care el le-a văzut la mine și mai mult de atât, nu știu. Ați jucat confortabil acest rol sau a fost greu? Nu, mi-a fost foarte, foarte greu. Fiecare zi era pentru mine o teroare, pentru că simțeam o responsabilitate foarte mare că mă apăsa, nu știam dacă voi putea face față acestui rol, n-aș fi vrut să, din cauza mea, să se strice ceva. Jucați ca pentru un film care avea să fie premiat? Nu, sigur, nu, nici gând. Dar simțeam că e un film important, adică toți de pe platou și toată echipa se purta cu multă grijă și pregăteam, totul se făcea așa ca o ca un filigran se lucra, așa am simțit. V-a schimbat viața filmul acesta? Da, cel puțin viața profesională mi-a schimbat-o, sigur, mult. Unde ați jucat până în acest film? Unde jucați ca actriță? Păi, până... Și când am făcut filmul, eram încă actriță la Târgoviște și am jucat destul de mult la Târgoviște.
Cum la Târgoviște, de la Bacău la Târgoviște? De la București? De la București la Târgoviște, dar îmi cer scuze. Da, de fapt eu am jucat și la comedie, aveam un spectacol la Teatru de Comedie în București, dar pentru că simțeam să joc și pentru că în București oferta nu era atât de generoasă, am zis că prefer să merg într-un oraș apropiat de București și să joc mult, ca să mă formez. Da. Așa am gândit atunci, am căutat, efectiv, se dădea un concurs la Târgoviște, m-am dus la concurs, l-am luat și am zis că ori să-mi prindă bine niște ani acolo, adică tihnită să explorez în zona... Tainele meseriei. Da, da, da. Filmul acesta a fost pentru dumneavoastră un prilej de a prezenta ceea ce poate Laura Vasiliu ca actriță să ofere sau a fost inconfortabil? V-a picat bine acest rol? Un rol greu e un rol care te stimulează. Îți dorești să joci roluri grele, adică roluri care te pun în mișcare în totalitate. Rolul ăsta era un rol greu. În primul rând, eu nu aveam totuși, nu cunoșteam toate tainele acestei meserii, adică a actoriei de film. E un pic diferită de actoria de teatru. Eu sunt formată ca actriță de teatru. Și da, a fost dificil și nu m-am gândit să mă pun pe mine în valoare nici gând, ci să duc la bun sfârșit ce aveam de făcut. Era ca o misiune, așa. A fost primul film în care ați jucat, filmul lui Cristian Mungiu. Nu, cum să fie primul film? Experiența de film, aceasta cu Cristian Mungiu, cu un regizor mare, a fost diferită de cea din filmele în care mai jucaserăți? Sigur. Am mai jucat în niște filme de televiziune, regia domnului Silviu Jicman la TVR și iarăși a fost o experiență extraordinară, m-am simțit minunat, dar acolo nu erau așa roluri Văd căsătorie grele. Imposibilă. Da, căsătorie imposibilă, detectiv fără voie. A fost primul mare rol în care... Da. Ați jucat și cu toate astea, filmul în sine a fost o bombă, să zic așa, pe tot globul. Toată lumea vorbea în anul acela de acest film și de Laura Vasiliu și de cealaltă actriță, Ana Maria. De Cristian Mungiu. Poate pentru un actor cel mai greu este ca el să fie oprit într-un film mare în care a jucat și el să fie identificat cu acel film toată viața. Vă este teamă de o asemenea posibilitate ca de Laura Vasiliu tot timpul să se amintească 3-2-1? 4-3-2, 4-3-2. Da, este un risc. Este un risc. Chiar vorbeam cu domnul Patapievici și mi-a zis că el... că mi-am pus foarte puternic amprenta pe acest personaj, eu, actrița, și m-am speriat puțin, pentru că am zis că da, e ok, e un compliment, dar eu totuși vreau să mai fac și alte roluri. E un risc, dar lupt să-l trec. Auzeam anumite interviuri cu actori consacrați de la noi care la fel au jucat roluri foarte importante și la fel spuneau că este una dintre cele mai mari provocări, chiar maestru Beligan spunea lucrul ăsta, că cel mai greu este să ieși din nișă pe care ți-o propun de cele mai multe ori regizorii, știind că acolo funcționezi sigur. În teatru este altfel, pentru că am văzut două mari filme în care ați jucat, Il Resto de la Notte și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. În amândouă filmele ați primit niște roluri dramatice, cu personaje foarte sensibile și fragile.
În teatru cum este? În teatru e un pic diferit. În teatru ai o zonă mai largă de acțiune. Acolo poți să și compui. În film mi-ar fi frică să compun un personaj. Nu ar fi imposibil, dar mi-ar fi frică să fac o compoziție. E foarte interesant, e palpitant, dar e și un risc mai mare. Dar da, în teatru poți să joci orice. Eu joc acum la Teatrul Notara un băiat de 16 ani. Preferați teatrul filmului? Nu. Prefer roluri bune și roluri care mă solicită mult. Ori în teatru, ori în sau film. Sau să spun invers, preferați filmul teatrului sau? Din anumite puncte de vedere, dar nu gândesc așa, adică nu gândesc, vai, aș vrea să fac film sau aș vrea să fac teatru. Da, filmul e mai bine remunerat. Bine, sigur, sunt și două experiențe diferite totuși, și da, ca actor. Absolut. Este o diferență foarte concretă între cele două. Da. Cu toate astea, în care vă simțiți mai în largul dumneavoastră? Depinde de oameni. Noi depindem foarte mult de echipă și am nimerit și echipe și un film, spre dezamăgirea mea, în care din cauza mea, cred, n-am putut să mă adun cum trebuie și atunci pentru mine a fost un semnal de alarmă. Eu credeam că în film mă pot concentra perfect și funcționez. Ei bine, mi s-a întâmplat să nu funcționez întotdeauna. Rolul din teatru care v-a plăcut cel mai mult, care a fost? În teatru mi-a plăcut domnișoara Anastasia din piesa cu același nume de Geme Zanfirescu foarte mult. Toate, Turandot, Julieta, toate rolurile astea foarte grele. Până la urmă. Deci, cu toate că sunteți distribuită în personaje feminine fragile și sensibile, vă doriți greu, vă doriți o provocare. Păi da, nu se exclud. Adică nu, sensibilitatea nu e o piedică în calea... Nu e o frică, nu se traduce prin frică sensibilitatea, nu, ci printr-o... E de dorit. E de dorit ca un actor să aibă latura asta vulnerabilă. Chiar e importantă. Pentru dumneavoastră și filmul și teatru, din câte îmi spuneți, sunt două oportunități în funcție de ce rol vi se prezintă. Acum văd că ați jucat în filme care au teme diferite sau care nu se întâlnesc deloc. Văd aici că ați jucat și în Închisoare Fi Binecuvântată de Nicolae Mărgineanu. Da, Binecuvântată Fi Închisoare se cheamă. Da. Da, și a fost o experiență extraordinară. Am stat la Jilava închiși 10 zile. Mă rog, doar nopțile mergeam și dormeam acasă, dar a fost cutremurător. Pentru un actor contează viața spirituală mai mult decât pentru celelalte profesii? Viața spirituală ar trebui să conteze pentru orice om. Mai mult decât... Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă așa. Să pun altfel întrebarea. Este mai lesne să îți dai seama de viața spirituală a unui actor decât a celorlalți? Nu înțeleg exact ce vreți să spuneți prin viața spirituală. Pur și simplu, preocupările spirituale ale persoanei. Care țin adică, de artistic? Nu. Mă refer la legătura Dumnezeu. Cu Dumnezeu, da. Dacă e mai ușor pentru un actor? Dacă e mai ușor vizibil în viața unui actor decât în viața unui alt om. Dacă ea este... Depinde cât de vizibil e actorul. Dacă... Și în general actorii sunt persoane publice și sigur că le vezi și latura asta. Tot timpul în actorie s-a pus problema conștiinței,
lupta conștiinței cu profesia, faptul că actorul nu își alege rolurile, ca pictorul care își alege și tabloul și culorile pe care vrea să le folosească, ci acceptă provocarea pe care i-o propune un regizor. Cum ați reușit să împăcați conștiința cu profesia? Da, e... Ați reușit să le împăcați? Nu e ușor, în sensul că noi am fost educați să... Să facem rolurile așa cum sunt și așa cum ni se cere, pentru că atunci când piesa sau scenariul sunt bine scrise și totul e motivat și personajele sunt bine conturate și bine construite, nu ai de ce să te opui anumitor lucruri legate de... Mă rog, situații mai jenante, nu știu. Așa am fost educați, dar nu e așa. Nu e așa, trebuie să trecem, să ne confruntăm cu propria conștiință și să vedem ce putem face și ce nu. Pentru că am învățat și eu ulterior că ușor poți minti, mă rog, făcând lucruri nepotrivite. Ce credeți că e mai important de trecut din punct de vedere al conștiinței într-un film sau într-o piesă de teatru? O situație jenantă, după cum ați spus, sau mesajul cu care nu se identifică actorul al filmului, mesajul filmului sau al piesei de teatru? Adică mai greu este să transmită piesa și filmul un mesaj cu care nu te identifici ca actor, sau mai dificil este să treci peste situațiile jenante în care te afli? Mai dificil este să treci peste situații jenante, adică ideal e să nu ai pe conștiință oameni care s-au smintit din cauza ta. Dacă mesajul e... Noi nu suntem stăpânii mesajelor, noi actorii, noi doar suntem niște executanți, mă rog, suntem și noi artiști, adică ne punem amprenta pe roluri, dar nu avem controlul mesajului. Controlul mesajului l-are de obicei regizorul. El propune și scenariu și construiește totul. Și filmul pe care l-am amintit lui Cristian Mungiu are un oare disconfort, să zic așa, al situațiilor. Da. Cu toate astea, transmite un mesaj, de unii foarte atacat, de alții lăudat. Da, referitor la asta vreau să spun că e foarte bine că e controversat, pentru că spectatorul trebuie să participe la mesajul filmului. Asta e filmul cu adevărat de valoare și de artă. Cel în care spectatorul are contribuția lui, văzând filmul, gândește și trăiește situația din film și atunci el însuși își desprinde mesajul din film. S-a vehiculat că filmul acesta ar fi anticreștin, că ar fi antiromânesc, că este vulgar, că tratează aceleași și aceleași subiecte despre comunism, că de fapt nu vede adevăratele atrocități care s-au întâmplat în timpul comunismului, ci se referă doar la niște nuanțe ale regimului. Cum răspundeți acestor... Nu știu dacă v-ați propus să răspundeți, nu, dar nu mi-am propus, pentru că vă întreb așa, ca... Nu mi se par... filmul nu își propune să trateze comunism, perioada comunismului, e doar o întâmplare care e plasată atunci. E ceva ce s-a întâmplat real, e ceva ce se întâmpla, din păcate, atunci și... E o frântură de viață, de viață reală. Sunt femei care au trecut prin astfel de situații. Ce să zic? Suntem noi cumva obsedați de perioada prin care am trecut datorită filmelor pe care le promovăm și care sunt de cele mai multe ori într-o oarecare măsură legate de această, între ghilimele, contemplare a necazurilor comunismului. Știm și
alte filme care tratează și destul de celebre românești care tratează acea perioadă în vulgaritatea și în situația ușor de disconfort a oamenilor din regimul comunism, a oamenilor simpli, care traversau o perioadă neagră a istoriei și rămâneau cu oarece... Da, e clar că suntem marcați. Este evident că suntem marcați. De-aia publicul din România nici nu a primit atât de bine, atât de bine filmul. Pe ce să primești? Bine, acum trebuie să facem diferență. Filmul e bine făcut și a luat premiu pentru că este un film bine realizat. Publicul a perceput mesajul, care e un mesaj apăsător, greu. Și care pentru unii naște anumite amintiri, poate. Sigur, și oamenii nu mai vor să aibă de-a face cu momentele alea și cu, mă rog, cu toate astea atmosfer. Sunt generații, deja ultimile generații de tineri care au deja 13, 15, 16, 18 care... ani și care nu cunosc acele realități. Credeți că sunt educative, să spun așa, nu știu dacă folosesc un cuvânt prea pretențios, nu știu dacă asta aș fi propus Cristian Mungiu să educe prin film, dar... Da, arta trebuie să fie și educativă, nu ăsta e scopul, să spun, principal, sau... Da, trebuie să fie, adică e o chestie de informare până la urmă. Sigur, mă bucur că văd un film, îmi pun problemele, îmi pun întrebări, îmi caut niște răspunsuri, dar are și un scop educativ, sigur, și de informare. Și eu cred că orice suferință pe care o... la care participăm, ne îmbogățește cumva. Cred că toată lumea își pune întrebarea, vede filmul și se întreabă și ce ar trebui noi să înțelegem de aici? Ce ar trebui noi să știm după ce vedem acest film? Cu ce încărcătură ar trebui să terminăm? Că până la urmă reacțiile imediate sunt cele mai verosimile pe care le avem noi după ce vedem filmul, dar ce ar trebui să înțelegem noi când ați acceptat rolul, cum ați văzut acest film? Că bănuiesc că ați citit scenariul, ați... Sigur, l-am văzut, în primul rând n-am mai putut să închid un ochi, n-am mai avut noapte liniștită până au început filmările. M-a marcat mult scenariul. Știați de această realitate dinainte de film? Vag. Vag. Vag, adică era așa ceva ca o poveste îndepărtată care nu mă privește. După care am început să întreb, să caut, să mă documentez și să mă cutremur. Iar noi n-ar trebui ceva, adică trebuie scos. Noi îl percepem fiecare cum îl percepem. Unii se uită doar la poveste și nu le place, alții se uită cu ochi critic la, mă rog, scenele mai puțin confortabile, cum spuneți. Depinde. Dar trebuie să înțelegem totuși, trebuie să rămânem cu ideea asta de prietenie, de suferință, de... Nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți. O să continuăm discuția noastră după o scurtă pauză publicitară. Vezi ce faci, dar tu nu știi, tu mai bine.
acum ce să fac? Stai liniștită, tu n-ai tu nicio obligație. Una e să mă ajut să stai cu mine și cu totul altceva e să... De viață. Stai, vă rog eu frumos să mă ajutați. N-ar ia nicio treabă, eu am o problemă. Și vă rog frumos să rezolvăm azi. Așa cum ați zis. Cum adică așa cum am zis? Adică, da, situația asta, cine greșește, plătește. Eu am greșit. Dar ea n-are nicio obligație. Deci nu condiția asta am pus, m-ați înțeles? Am înțeles foarte bine, dar că ea nu e sora mea. Îmi pare rău că v-am mințit la telefon, dar asta e... E colega mea de cameră. Păi și te-a întrebat-o cine acu' e, sora, nu? Eu v-am explicat ceva clar. Da, în situația asta, asta e ce pot să fac eu. Ce ține de mine. Colega mea n-are nicio obligație. De asta eu vă propuneam. Băi, deci tu mie nu propui nimica, da? Tu ce mă vii la mine și mă rogi ceva. Și ți-am zis că da, te ajut și ți-am explicat în ce condiții. Dar dacă nu înțelegeți, nu înțelegeți, nu vă obligă nimeni. Ce ai zis? Repete, te rog, că ai vorbit încet și nu te-am auzit. E la ciclu. Hai că eu mă duc, că văd că am dus în țigărita la viață. Vă rog, eu frumos! Bine, vă rog, puneți sonda aia și... Și? Am revenit, stimați telespectatori, împreună cu invitata noastră. Sper că v-ați reîmprospătat amintirile referitoare la filmul în care a jucat dumneaei. Pentru noi toți a fost un film la care ne-am oprit, l-am văzut și apoi l-am discutat, fie că l-am hulit, fie că l-am apreciat. Poate că, oricum, asta este o metodă în care îți dai seama că filmul a fost bun, pentru că atât timp cât curg și lucrurile pozitive și cele negative despre acel film, înseamnă că e bine. Nu ați jucat numai în acest film. Un alt film este Il Resto de la Notte, în care... protagonista este o româncă care se stabilește în Italia și care este acuzată de furt de către stăpâna casei unde lucra și ajunge, se mută, dacă spun bine firul poveștii, să mă întrerupeți dacă nu e bine, se mută fiind izgonită din această casă în casa prietenului Ionuț, parcă se numea, dacă mi-amintesc bine, care de-abia ieșise din pușcărie. Iarăși o dramă românească foarte autentică într-un film italian. Chiar îmi puneam o problemă referitor la cinematografia românească totuși de această dată. Dorința cinematografiei românești de a face filme în cel mai autentic, firesc, și nu spun autentic, nu știu, poate că nu mă exprim cel mai bine, ci într-o atmosferă cât mai adevărată, cât mai ruptă din stradă. Da, ei spun că e un minimalism în care, ca și curent, s-a creat acum cu filmele, cu moartea domnului Zărescu, cu 432. Eu cred că am sesizat lucrul ăsta încă după 90. O,
Bine, după 90 erau și filmele alea foarte brutale, foarte vulgare. Da, da, da. Cred că era un răsuflu, o indignare extraordinar de mare după perioada comunistă în care totul era impecabil, era frumos. Controlat. Erau voievozii noștri care învingeau. E, acum nu mai e vorba nici de voievozi, nu mai e vorba nici de oameni iluștri, nici de pictori, nici de nimic, nici de muzicieni. Ci e vorba despre oamenii de rând. Nu am ieșit din cotidian încă. Credeți că trebuie să iasă filmul român din stradă și să meargă undeva în zone mai distinse, mai alese? Cred că filmul ține pasul vieții. Omul e interesat să se vadă cumva, să se identifice cu personajele de pe ecran. Avem și o penurie de modele, recunosc. Eu aș prefera să văd eroi. Eu am nevoie de eroi și de modele. Eu personal, nu știu dacă toți gândesc așa. Și avem filme despre eroi după 90? Nu prea. Considerați că este o neputință a cinematografiei noastre? Sau e cursul normal al sau lucrurilor. Nu se poate acum altfel? Este un fenomen, cum să zic, universal. Adică toate filmele, majoritatea filmelor din lume tratează această lume obișnuită. Dar americanii încă mai fac filme cu eroi și mă bucur să le urmăresc. Sunt un pic... cum să spun, ca niște desene animate unele, adică un pic simpluțe, dar îmi dau așa o stare de bine. Speranță, de bine, da. Credeți că am putea să ne dăm seama de ce totuși după atâția ani de comunism încă mai avem nevoie de această contemplare, iarăși în ghilimele o pun, a mucigaiurilor și a stilului poate arghezian de film? Că și când văd filmele românești după 90, parcă citesc poeziile lui Arghezi, care ispitesc un pic situația dificilă în care se află românul, că într-adevăr vezi filme după filme în care vedem iarăși viața noastră acolo pusă și viața noastră nenorocită de foarte multe ori. Se pare că nu suntem vindecați de perioada aia. Se pare că deci asta este o chestiune de vindecare. Totuși. Da, pentru mine este evident că nu suntem vindecați. Tot ce se întâmplă azi în România e puternic legat de perioada comunistă. O să propun regiei să ne permită să vedem și imaginile de la Il Resto de la Notte, pentru că l-am adus în discuție, după care o să revenim, stimați telespectatori, împreună cu invitata noastră să continuăm discuțiile. Mia moglie non trova più un paio di orecchini. Li hai visti da qualche parte per caso? Orecchini? Che orecchini? Degli orecchini con le perle. Erano di mia madre. Forse sul tavolo, signora, in camera sua. No. Unde-i Ionuț?
Unde e Ionuț? Fă-ți bagajele și cală-te. Nu le atinge. Tu nu trebuie să le atingi. Victor, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat. Unde e Ionuț? Trebuie să dau. Am revenit, stimați telespectatori, în studioul nostru. Continuăm discuția. Discutam despre faptul că cinematografia românească și, aș spune eu acum, și teatrul românesc, după 90, a simțit oarecare nevoie de a se elibera, poate, de niște tipare, de a deveni liberă, că poate i-a fost greu să treacă prin 40 de ani de comunism în care erai verificat și la repetiții și după repetiții, și atâtea piese mari au fost interzise chiar și după un an sau doi de repetiții. Adică când să te duci să oferi lumii ce aveai mai frumos, erai oprit, și poate a fost o consecință, hai să o înțelegem măcar. Cu toate astea, vulgaritatea excesivă din piesele de teatru și din filmul românesc după 90 nu mai putea fi justificată la un moment dat. Excesul ăsta de vulgaritate, cum îl explicați? În primul rând, după părerea mea, le-a scăpat din mână, este scăpată din mână, adică nu mai e nevoie, adică din punctul meu de vedere nu e nevoie niciodată de vulgaritate, adică poți să faci altceva, poți să o îmbraci într-un fel, că de-aia suntem artiști, să găsim soluții care să înlocuiască, mă rog, alegerile facile. După părerea mea, e o chestie comercială, e foarte simplu să bagi o vulgaritate și în rest, mă rog, îți vine publicul. Problema e că și publicul puțin s-a deformat, dar cred că din cauza... Cred că unii ar spune că suntem pudici și că... Adică eu am stat la spectacole și asistam la scene vulgare și de cele mai multe ori publicul râdea.
Ori astea trebuie amendate. Trebuie amendate, adică eu sunt de principiu că și publicul trebuie să-și exprime părerea și să zică hu, nu, nu așa. S-a întâmplat de, știu, așa de o piesă în care jucau chiar actori mari. Chiar vreau să vă și întreb, actorul sar dintr-una în alta, nu este corect că fac așa, dar îmi vin tot felul de întrebări. Este corect ca până la urmă actorul să fie într-o oarecare măsură forțat să joace și aceste tipuri de roluri, pentru că până la urmă refuzi unul, refuzi încă unul. Câte poți să refuzi? Nu știu, câte poți, refuzi. Dacă nu e ceea ce trebuie, da, ai dreptul să refuzi. Ați jucat vreun rol forțat de împrejurări și care nu vă convenea deloc? În teatru mai... și în teatru puțin, dar mai mult în film. Adică în film nu prea îți permiți să refuzi că, mă rog, ai o scenă mai cu probleme, cu semnul întrebării. Și restul e un personaj minunat, filmul e bun, are premise să iasă ceva important, ceva, mă rog, valoros, și atunci mai închizi ochii și mai treci peste... Dar nu, eu cred că trebuie să refuzi, pur și simplu. Dacă deci intransigența nu se potrivește cu actoria? Ba da, acum cred că se potrivește. Sigur, nu o să faci atât de în loc de 10, o să faci 4 roluri. Dar alea 4 le faci în deplină liniște sufletească. Sunteți o actriță tânără și poate nu doar latura artistică este... Na, este produsul celorlalte experiențe pe care le-ați avut în viață. Tot timpul v-ați dorit să fiți actriță? Când eram mai mică, îmi doream să ajung în America, dar tot în zona artei, adică era o chestie de libertate pe care o râvneam, pentru că eram în perioada comunistă și îmi doream să zbor spre America. Da, tot în zona artei. Da, am avut așa o mare atracție pentru actorie. Cum vedeați atunci comunismul? Când... Când eram copil, da, nu-mi dădeam foarte bine seama că... Când ești copil, te bucuri de orice. Te joci în grădină. Am avut bucuria de a petrece copilăria într-un loc frumos... În Piatra Neamț sunt munți, e aer curat, acum îmi lipsesc lucrurile astea în București, din păcate. Și n-am simțit încorsetarea aia îngrozitoare. Sigur, nu aveam lumină, dar nouă ne plăcea, jucam ascunsă prin sălile blocurilor, găseam ieșiri. Și când v-ați dat seama, când ați conștientizat ce a fost comunismul pentru prima dată? Păi în momentul în care am văzut cum e și în libertate, atunci mi-am dat deci seama... Deci după 90. Da, sigur. Mi-am dat seama de pușcăria imensă în care am trăit. Mai ales părinții noștri. Prima dată am ieșit în Grecia și după Revoluție și mi s-a părut ceva de poveste. Știu că eram, nici nu mai voiam să mai dorm nopțile ca să nu pierd, mă rog, spectacolul, străzii. Am fost și la mănăstiri și la Acropole și cu vaporul. Deci pentru mine era ceva fascinant. E interesant de urmărit traiectoria copilului născut în comunism și apoi traiectoria copilului născut imediat după Revoluție. Părinții erau oameni credincioși? Cum să spun, noi fiind într-un oraș mai mic de provincie, totuși am moștenit niște deprinderi de măcar la marile sărbători să mergem la biserică, dar nu pot să zic că mergeam cu regularitate sau fiecare duminică.
Așa, niște reflexe aveam. De Paști, eu știu, de Crăciun și... Un efect al comunismului după 90 a fost că unii ca revolt așa împotriva sistemului au devenit foarte credincioși. Da. Iar alții au devenit atei. Imediat din ateism au devenit atei. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră după 90? Cum? Pentru că facultatea în general poziționarea asta într-o situație deosebită și vârsta ca atare naște niște întrebări. Cum ați trecut prin aceste întrebări? Da, nu vă întreb doar de cancan așa, ci vă întreb încercând să ne dumirim și noi și poate ceilalți de cum am trecut noi prin aceste evenimente. E foarte adevărat. După comunism, după ce s-a terminat cu perioada aia, unii dintre tineri, că eu vorbesc de generația mea, s-au dus într-o extremă a libertății, ce înțelegeau ei prin libertate, iar alții, pe care eu nu i-am cunoscut, s-au dus spre biserică. I-am întâlnit după aia. Deci ruptura a fost atât de categorică încât aproape că nici nu se intersectau cele două. N-aveau cum, pentru că erau într-un fel spre extremă, adică nu era ceva de mijloc și se excludeau într-un fel cele două. Cum deci nu-i cunoșteați, n-aveți cum să emiteți păreri despre ei atunci. Din păcate, în prima categorie am avut așa o chestie de am fost destul de rebelă, de neascultare, cred, de a ieși din înregimentarea aia în care eram supuși în timpul comunismului și de a căuta, habar n-am că am căutat total greșit. Am pătruns în lumea asta a teatrului, care nu e cea mai de dorit, pentru un om care nu are niște principii și o educație puternică. Adică nu e un mediu bun pentru a te dumiri de anumite lucruri. Nu. Sigur, am căpătat, mi-am făcut niște reguli ca să rezist în meseria asta, adică pe scenă dar eu ca om, după părerea mea, m-am dărâmat din ce în ce mai mult o perioadă. Și simțeați lucrul ăsta sau îl vedeați doar ca pe oportunitate de a fi liberă? Nu mă mai interesa. Deci nu mă mai interesa ce se întâmplă cu mine în viață foarte mult. Deci trăiați viața pur și simplu. Trăiam viața și mă interesa ce se întâmplă cu mine pe scenă și cum evoluez eu ca actriță. Extrema asta de libertate, ca să numesc de viață libertină, să nu folosesc cuvântul ăsta neapărat libertin, deși poate că uneori s-a ajuns și la lucrul ăsta în vremea aceea și s-a perpetuat din păcate până astăzi, în care considerăm că putem să facem orice, că nu contează și că ăsta este un și că asta ar determina libertatea noastră. Da, asta ar însemna. Și în momentele acelea vă puneți problema că acele exagerări în libertinaj erau un semn de sănătate al societății, că ei, chiar dacă era greșită, pur și simplu această nemulțumire de a rămâne pe aceleași poteci care nu-ți mai conveneau, această rupere a fost un exemplu de sănătate al societății sau nu? Din punctul meu de vedere a fost exemplu de boală gravă, adică niciun caz de sănătate, pentru că n-ai cum să fii sănătos. În primul rând, asta nu e o libertate, e un libertinaj, cum ați zis.
E o falsă libertate care se răzbună până la urmă. Eu am avut șansa că am întâlnit un părinte tânăr destul de devreme, când aveam 23 de ani și a avut foarte multă răbdare cu mine și m-a îngăduit așa o lungă perioadă și practic nu m-am pierdut de tot din cauza acestui părinte. Dar riscul era foarte mare. Ați înfruntat opozițiile colegilor dumneavoastră în momentul în care purtările dumneavoastră erau neconforme cu așteptările lor, să zic, din punct de vedere religios? Adică în teatru e dificil să spui că postești sau că îmi imaginez eu ca unul care n-am trăit în... sau că ți-e greu să te dezbraci în anumite scene sau că ți-e greu să te săruți de 1000 de ori cu... nu știu, spun niște lucruri la întâmplare fără să-mi dau seama cum sună sau ce înseamnă ele. Cum ați fost acceptată? Pentru că mai știu și alți actori care s-au declarat creștini, să zic așa, și care s-au confruntat cu apelative de gen misticul sau... Ați avut astfel de experiențe? Nu. Nu. Deocamdată, nu. Colegii mei sunt oameni normali, care au legătură cu zona religioasă, poate nu toți sau nu în mod egal, dar lor nu li se pare ceva ieșit din obișnuit. Totuși suntem un popor creștin ortodox, adică să nu uităm că asta e baza noastră și... în schimb, am fost în străinătate, în Irlanda, și acolo păream un pic ruptă de realitatea lor, dar nici ei nu se uitau la mine într-un fel critic, dar mă acceptau așa mai ciudățică, dar mă acceptau. Eu cred că este un prilej mai degrabă decât o situație normală aceasta de care faceți pomenire, pentru că în principiu societatea respinge o astfel de conduită ca fiind neînțeleasă. O să revenim la discuția noastră și o să vă întreb mai degrabă cum ați ajuns să vă dumiriți după acele lupte și așa. Oricum, o să urmărim trailerul de la ultimul film la care ați lucrat, pentru că mai este încă un film. Trip next week. Are you going? No. There's nothing more important for a boy his age. Your granddad has absolutely no authority over you whatsoever. He is going. No, he's not. Can you keep a secret? I promise you won't tell anyone. I should think about trying to get you home somehow. I'm not going home. Is Milo on medication? No. What the fuck are you doing with me, Graham? I have a skin condition. Open the fucking door, kid. Holy the fucking Jesus. But he's your dad. He surely won't be back. No, he won't. Not like this. Dad? Hello. What's wrong with me? Just Milo. Don't let anyone see you. A young man, then. She wants you back for sure. Our son is trying to call us, and you tell him not to let anyone see him? We're seeing him home. I was born like this. My parents, unfortunately, didn't tell me about my condition. I only found out last week. I forgot to say...
rare. Well, there's nothing to be ashamed of.